devine doctoratul în sine o obligație de serviciu pentru politicienii noștri? Pentru mine, care știu sigur ce înseamnă ghilimele, dom'le, vine o comisie condusă de domnul Andrea să-mi spună că e altfel? Am încercat să schimbăm această lege. Ne socotim destul de bine așezat ca să primim bani din Uniunea Europeană, să-i folosim, da, dacă populații din zona Cernăuți, sub presiunea evenimentelor de acolo, vin spre România. Primim numai 500. Să zic că nu toți vin acum în Europa. Credeți că îl deranjează strict procedura sau e mai mult decât atât? Păi nici nu știu care mai sunt și care nu mai sunt. E o aripă în PSD care e puțin mirată, ca să nu spun revoltată. Fapte de zvăluiri, martore, problema mare este ce se întâmplă cu procesul. Roxana Zamfirescu și Cornel Nistorescu pun ținta pe cele mai importante subiecte ale săptămânii. Foc încrucișat. Dezbatere pe toate fronturile. Duminică la TVR1.